Iată, prieteni, ziua prima din a doua săptămână. Am început-o cu un pic de plimbare pe lângă regimul nostru de mâncare. Facem așa un mic sport ușor. Așa, prieteni, dacă vreți cu timpul rezultate cât mai eficiente, atunci încercați zilnic să mergeți câte un pic pe jos. Puteți începe la început cu jumate de oră pe zi, după care să vă ridicați la 40 de minute, la o oră, până la 2 ore. Fiecare zi să măriți distanța și totodată puteți să măriți și tempoul de mers, de la mai încet la mai repede. Așa că până la sfârșit o să fiți în forță fizică foarte bună și respectiv o să scăpați și de kilogramele în plus. Pe lângă mers pe jos, am mai hotărât săptămâna aceasta să implementez și cam o dată, două ori pe săptămână, niște exerciții fizice, cum ar fi flotări, la pres, cele mai simple exerciții care ar fi pentru a slăbi. Work on being better when I'm 70. Your drip is just a water spring. You know I drip different, it's the seven seas. I deal with life different, make that lemon squeeze. Went off with my style and identity. Better bounce back and get the cheddar cheese. I guess that's why they envy me. On track, now we going way up. Vă recomand să vă uitați la video de mai sus și o să aflați toată informația. După cum am mai spus, scopul meu este de a ajunge de la 110 la 80. La momentul de față, în a doua săptămână, sunt la rezultatul de 106,7 kg. Respectiv, în a doua săptămână am dat jos cam încă 1,6 kg. Dar pe toate două săptămâni, în total, ar fi în jur de 3,8 kg. După părerea mea, este un rezultat foarte bun. De un regim sănătos de viață, în timp de 2 săptămâni, 3,8 kg. Nici nu stai fomentat, dar și totodată slăbești. Mănânci sănătos, de ajuns și totodată și slăbești. Așa că dacă vă e interesant care va fi mai departe rezultatul, rămâneți alături de mine. Cu voi a fost Ion, canalul Iesta Family. Dacă v-a plăcut video și vreți să vedeți rezultatul care va fi mai departe, nu uitați să vă abonați, apăsați pe